Romans 1:16 says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For it is in righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith." We can't be ashamed of the gospel. We cannot be ashamed of the gospel, especially in a time like this. It just so fits that the holiest day of the year, the most amazing day of the year, the reason for our belief and our everything that we stand for, you have leaders of this world, specifically Joe Biden, declaring March 31st, this Sunday, Easter Sunday, Transgender Day of Visibility. You make a mockery out of God, and you will not get away with it. It's so important for us to not be ashamed of the gospel. And now when we see that everything happening around us is to put Christians down, is to put Christ down. Christ is king, though. He doesn't bow to anyone. And Christ never lost a battle. God never lost a battle. In Matthew 10:31, I believe. Let's see where it is. 10:32. "So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven." This is coming from Jesus himself. You deny him, you deny God, you deny Jesus before men, he will deny you before the Father. We need to be bold in our Christianity. We need to be intentive in our Christianity. We need to be courageous in our Christianity, in our life, in our faith, and everything that we stand for. We need to be courageous and bold and not give an inch, because if you give an inch, they'll take a mile. If we go down to Romans chapter 1, down to the bottom, it lists a lot of things, but then it says, starting with verse 28, "And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up for a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanders, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteousness, the righteous decree, that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them." We see this in our society more than ever now. Not only is people do what's wrong and they know it's wrong, but they applaud those who do it as well. And they give them wings so they can be even more obnoxious and more defiant of God. I want us in our next prayer to have a prayer of, to ask God for courage. Ask God for courage to be, like I said, intentive Christians. Not to be just a facade, not to just be mediocre, not to just be a false Christian where we just say we go to church every Sunday, we go to church on Easter and Christmas, but to actually live a life that God can say, you know, and Brother Tavi said it on Friday, you know, I know him. When we get to the pearly gates, God is going to say, I know him. Come here. You're mine. I don't want to be denied before Christ. I don't want to be denied. I'd rather be denied before men. I don't care about promotions. I don't care about the friends that I have, but I want to be pleased in the eyes of God. I want God to be pleased with me. But what gives us the courage to go forward, to go through with our Christianity is faith and the Holy Spirit. The Holy Spirit helps us be bold, help us be courageous, helps us take steps that through our own faith, through our own power, we wouldn't take it. But the power that Jesus left for us on earth, the power of the Holy Spirit is so powerful. And I want us to go into a prayer in the next prayer after this song and ask God, God, give us the courage to stand strong, to stand firm, to stay courageous, to stay bold, to stay intentive, and to not be ashamed of the gospel, to not be ashamed to speak your word, to teach your word, and not hide behind, you know, shyness. A lot of us are shy. I don't want to do it because, you know, that's just not me. That's not my nature.
Jesus doesn't care about your nature. He gives you the boldness to go forward. So I want us to go into this song and then go into a prayer where we ask God, God, fill us with your courage. Fill us with your Holy Spirit. Help us be better. We know we can be better. All of us know we can be better and we can do better. And we're never enough. We never actually reach the finish line until we actually reach the finish line, well, until we get to heaven. But until then, we can always improve ourselves. We can always do more. We can always do better. And I pray that God gives us the courage to be the people that God intended us to be. Amen. Ya treia zi de când muri și se spunea Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Când un om înțelege ce a făcut răstignirea și învierea lui Iisus pentru el, el mai poate să trăiască la fel ca și înainte. E imposibil să nu fie o schimbare. Și Pavel, care a simțit acest lucru și a trăit, el mărturisește în Galateni 2:20 și spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Adică egoismul, sinele, păcatul, fără de legea, sunt moarte. Ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup e o viață diferită. E schimbată. O trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Un sacrificiu nemeritat. Cine înțelege acest scop al crucii și al învierii, înțelege că a fost un preț care a fost plătit. Pentru noi care eram toți condamnați, toți trebuia să plătim plata păcatului, dar El a venit și ne-a salvat și ne-a scăpat. Omul care înțelege acești lucruri și răstignește firea, se lasă de fără de lege și de păcat, își schimbă viața 180 de grade și nu mai trăiește la fel. Și prin răstignire și înviere, vreau să zic că omul înțelege dragostea supremă a lui Dumnezeu, înțelege puterea și autoritatea lui Dumnezeu pe pământ și în ceruri. Și acea dragoste care o simțim, o dragoste adevărată, când El a plătit un preț care nu trebuia să-l plătească, dar a ales să plătească acest preț și l-a plătit cu Fiul Lui. Nu știu câți dintre noi am putea spune că am oferit unul dintre copiii noștri să moară pentru păcatele fratelui nostru. Nici măcar a unor nedrepnici, păcătoși, ci poate fratele nostru. Nu cred că am putea vreunul să ridicăm mâna să spunem că am oferit copilul nostru ca jertfă. Asta a fost dragostea care a avut-o Dumnezeu pentru noi. Și El a învins moartea prin autoritatea Lui și puterea Lui și a triumfat peste păcat. Și aș vrea cu acest gând al victoriei să cântați împreună cu următoarea cântare, Every Victory. Amin. Yeah.
Aleluia, aleluia. Îți mulțumim că ești viu în vecii vecilor. Ne-am adunat în dimineața aceasta să fim martorii învierii, să spunem prin atitudinea noastră, prin glasul nostru, prin voința noastră, cu inima noastră, cu toată ființa noastră că ești viu, căci noi trăim prin tine și îți mulțumim. Îți mulțumim, îți mulțumim și te binecuvântăm. Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care te-ai dus la calvar de dragul nostru și ai plătit totul, ai plătit, Doamne, păcatele, ai plătit pentru bolile noastre, ai plătit pentru sărăcia noastră, pentru blestemele noastre, ne-ai scos și ne-ai ridicat, ne-ai făcut copiii tăi și astăzi te privim pe tine, astăzi stăm în prezența ta și ne bucurăm, Doamne, cu o bucurie negrăită. Aleluia, aleluia, primește mulțumirea și închinarea, primește lauda și cinstea, primește fiecare suflet, tânăr și vârstnic, bărbați și femei, toți suntem înaintea ta și ne bucurăm în tine. Ascultă fiecare dorință, te rog. Pentru cei apăsați, Doamne, chiar într-o zi de sărbătoare, tu poți aduci vindecare, eliberare, ridicare, ușurare. De aceea proclamăm numele tău, chemăm puterea ta peste noi și punem protecția numelui tău peste orice suflet, ca tu să lași pace, vindecare, tămăduire sufletească și fizică, speranță și bucurie în fiecare viață. Suntem la dispoziția ta. Dorim, Doamne, să-ți aducem lauda și gloria. Noi, copiii noștri, tinerii noștri, și te rog, primește-o tu. Sfințește tot poporul în întregime și lasă-ți peste noi un delemnul tău sfânt și o inimă bună pentru robii tăi să asculte cuvântul tău. Binecuvântă toată lucrarea din această zi. Binecuvântă cântările de laudă, primește-le. Primește-le căci tu meriți. Lăudat să fii în veci. Mă rog pentru robul tău, pentru fratele Dan. Lasă, Doamne, cuvânt pentru el și pentru noi, pentru tot poporul. Să creștem și să ne apropiem de tine, ca în ziua glorioasă să ne întâlnim pe norii cerului. Încredințăm toată slujba în brațul tău cel puternic. Știm că ești aici, știm că Duhul tău cercetează, știu că Duhul tău lucrează. De aceea ne deschidem inima, ființa noastră și te lăudăm. Dă-ne această putere și acest curaj, Doamne, să ne lăudăm cu tine și să fim martorii tăi prin viața noastră până în ziua când ne vei lua la tine acasă. Ne-am rugat în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin. Aleluia. Iisus Hristos este viu. Aleluia. Spuneți celor de lângă voi, Iisus Hristos trăiește. Aleluia. A înviat Domnul cu adevărat. Aleluia. Aleluia. A înviat Domnul, este aici. Aleluia. God bless you. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Aleluia! Voi mai spune câteva cuvinte în timpul acesta. Copiii se vor așeza aici, că vor sluji în această dimineață și Domnul să-i binecuvinteze pe ei, părinților și profesorilor. Give praise to God pentru toți copiii! Aleluia! Aleluia! Merită Domnul toată lauda și gloria! Slăvit să fie Domnul! Vă spunem bun venit la Betania, bun venit în prezența Domnului. Ne bucurăm în această dimineață să avem din Michigan un grup frumos condus de fratele Sorin de data aceasta. Am zis că el e marele. Așa? Și de-aia am îndrăznit să spun cântați. De regulă nu forțez pe nimeni în dimineața asta. Au zis, ce nu cântăm? Zice, las că aveți program destul. Slujbă plină, cu copii, cu tineri. La Sorin i-am spus, cânți. Domnul să-i binecuvinteze, să-i folosească și pe fratele Dan din cuvânt, Domnul să-i dea o ungere proaspătă și el o dă dacă dumneavoastră doriți.
Dorește biserica. Aleluia, vorbește, Doamne. Aleluia. Ne bucurăm să fim în prezența Domnului, e minunat, vă spunem tuturor de aproape și de departe, fiți binecuvântați în prezența Domnului, fiindcă e o zi de biruință, e o zi de victorie. Spunea Martin Luther, crucea este biruința, învierea este triumful, învierea este afișarea publică a triumfului, că cel ce a fost mort este viu în vecii vecilor. Give praise to God, aleluia, aleluia! Învierea lui Iisus Hristos este cel mai mare eveniment din univers, prin care noi avem speranță, avem bucurie, prin care noi trăim și suntem aici. A Domnului să fie lauda și gloria în veci. Dorim Duhul Domnului să călăuzească, să însoțească toată lucrarea din această zi și lăsăm pe El să aibă toată onoarea. De aceea vom da loc la fratele Ghiță, are de spus din partea Domnului ce are de spus. Domnul să fie lăudat și lăsați Duhul Sfânt. Dacă o arătat Domnul, dacă ați primit ceva din partea Domnului, fiți liberi și spuneți. Cei pentru biserică, spuneți bisericii și cei pentru privat, spuneți în privat și Domnul să vă binecuvinteze. După copii, tinerii bisericii vor lăuda pe Domnul, apoi frații de la Grace, familia, grupul fratelui Sorin și apoi din cuvânt, fratele Dan și a Domnului să fie lauda în veci. Amin! Spune, suntem la dispoziția Ta, Doamne, lucrează! Glorie lui Iisus! Scumpii mei frați și surori, Dumnezeu a arătat un râu care curgea cu apă curată. Acest râu vinea de undeva din întuneric și mergea ca o lumină foarte mare, sus către un munte. Era cumva în urcare râul. Și pe râul acela vineau foarte mulți pești. Alții dintre ei săreau pe pământ. Cum săreau pe pământ? Râul era foarte curat. Cum săreau pe pământ? Se băteau și mureau și acolo rămâneau pe pământ. Alții dintre pești mergeau în sus, dar mergând în sus s-a aflat că ce un obstacol. Ca o stabilă așa mică și alții erau mai slabi dintre pești și nu puteau să sară peste obstacolul ăla. Voiau să se întoarce înapoi. Dar Dumnezeu făcea în așa formă încât lăsa obstacolul mai jos și ei puteau să treacă peste stabila aia. Domnul să vă binecuvânteze. Acest râu este Duhul lui Hristos. Acest râu este acela care ne dă viață. Noi trăim în Duhul lui Hristos. Trebuie să rămânem în El. Dacă nu rămânem în El și să venim în lucrurile pământești, noi sărim din Duhul lui Hristos pe pământ și murim. V-aș vrea un singur lucru. Stați în Duhul lui Hristos. Și chiar dacă este stabil, este probleme, Dumnezeu o lasă mai jos problema și veți trece peste ea. El este Cel care rezolvă totul. Scumpii mei frați și surori, dragostea lui Dumnezeu și a lui Hristos față de noi este nemărginită. Să nu credeți că noi nu putem izbăvi în Hristos să ajungem la adevărata țintă pe care o avem. Aceea este împărăția lui Dumnezeu, sus în cerul lui El. Domnul să ne ajute. Pentru fratele Dan și pentru biserica voastră am avut o lucrare, dar o să vă spun personal la urmă. Domnul să vă binecuvinteze. Fiindcă atât de mult. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă tata pe singurul fiu, pentru ca orice recrede în ei, să nu piară și să aibă viață frescă. Ioan 3:16. Dacă mărturisești, deci cu cură. Și dacă crezi, o crezi că te bătoa, că tot e ziua.
înviat din morți, de fiind oit. Grace? Apoi a zis tuturor, cine voiește cineva să vină după mine, să se iepede de tine, să se acuză în fiecare și să mă uimeze. Cărța care este de va închitați este foarte bună. Se facea Dios. Iar că cantarea s-a făcut noi. Să venim. A fost cândva o cruce din lemnul de osândă, pe care crinuri grele iubirea a murit. A fost un drum al crucei cu ură și blesteme, pe care mielul slavei a fost bagiocorit. Și a fost un fie al jertfei cu lacrimi și suspin, cu sâlăp să înfiepte în trupul chinuit, cu setea care arde în trupul chinuit. Și hula din cuvânt prostită de nărodul pe care l-a obit. A fost cândva o cruce, o Golgata, un miel și o primăvară blândă ce îndemna la viață, iar sângele ce a curs a curățat păcatul și omului a dat o nouă dimineață. Atâtea cruci sunt astăzi, dar câți mă știu povestea, câți înțeleg iubirea și jertfa din calvar. O, Doamne, pune noi o inimă fierbinte să-ți mulțumim din viața ce am primit în dar. Thank you.
Getsemani la cruce, sub priviri de mii de stele, Domnul chinuit se duce, încărcat cu sacini grele. Rabdă ura lumii noastre și blestemul și ocara, când încovoiat sub cruce, poartă ai purta povara. Și lovit de bicii trăstii, pălmuit scuipat în față, el e gata ca să moară pentru a da lumii viață. Cum să pot uita stăpâne, lacrimi, sânge, suspine, piciuri, spini și cruce, îndurate pentru mine. Doamne, chetă mare prea s-o da pentru răscumpărare, să salveze întreaga lume dintr-o veșnică pezare. Am privit cândva la cruce și am văzut acolo sus cum se chinuie în cui om adiva Iisus. Mâinile erau străpunse, fruntea încoronată în spini, răni atâtea sângeronde, de la prieteni și străini. I-am citit în ochi iubire, fără țarmul și hotar, iar în coasta înușită un izvor deschis de har. La cruce și am găsit acolo sus bucurie mântuirii dăruită de Iisus. Thank you.
păcat am fost iertat. Voi cânta cu bucurie toată viața neîncetat. Dincolo de sărbătoare este pacea ce ne-o dai. Să-i asigurarea mare că ajungem sus în rai. Ce glorios, să fii copilul lui Hristos, cel înviat ne aduce dar, speranță, dar custe și în har. Aleluia, aleluia, vreau să cânt neîncetat, căci prin învierea mare de la moarte ne-a scăpat. Strigați cu glas tale, Hristos a înviat, cântați osanale, căci El e împăiat. Când vrei să vii la Domnul Iisus, când vrei să scapi de vina grea, El a înviat și pentru tine să-ți dă în dar salvarea sa. Iisus este viu și astăzi, noi cu toți am cântat, vrei să vii și tu la cruce ca să fii liberat? Moartea n-a avut putere ca să-i țină pe Iisus, a înviat, dar și înviere la viață ne-a dus. Veniți, ofreamări în Iisus, și să slujim necitat, căci din mormânt, precum promise, a treia zi a înviat. Thank you.
Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether they're things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. And once you were alienated from Christ, and you were enemies in your minds because of your evil behavior, but now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Oh, come, let us sing to our Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. There's a reason why we are.
God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. And if we were reconciled to God through the death of his Son, how much more shall we be saved through his life? Amen. Let's sing. Said, "Fear not, for I am the first and the last, the living one. I died, and behold, I am alive forevermore." Surrender.
Hristos a înviat. Ce bine sună cuvintele astea. Și dacă v-ar întreba cineva de unde știți, păi ce dovadă mai mare vreți decât că dacă nu învia, noi nu ne cunoșteam. Niciunul, nu eram aici, nu erau păstori, nu era cuvânt profetic, nu era nimic dacă nu învia Hristos. Slavă Lui că a înviat! Amin, ne bucurăm de asta, ne bucurăm din nou să fim împreună. Domnul Hristos să fie lăudat în toate lucrurile, amin. Out of the sun.
Sper să fie la fel de bine și la predică. Ascultând toată închinarea în dimineața aceasta, chiar m-am rugat, Doamne, să fie pe măsură, că vinul cel bun, în mod normal, e la urmă. Dar în dimineața asta a fost foarte bine la început. Domnul să fie slăvit și Domnul să fie onorat. Înainte de a spune orice altceva, aș vrea să citim împreună un cuvânt din partea Domnului, din Scriptură. De aceea l-am numit din partea Domnului, pentru că e din Scriptură. Și în dreptul acestui cuvânt, am mai spus eu lucrul acesta, cred că aici, dar e un adevăr incontestabil. La ce urmează să spun eu, pot să fii de acord sau nu. Dar când citim din Scriptură, aici pot spune, așa vorbește Domnul. Pentru că e cuvântul că venit din mintea, din inima și din gura lui Dumnezeu. Luca 24. Vom citi doar 8 versete de referință pentru dimineața aceasta, cunoscute, contextual, în jurul sărbătorii, unde cuvântul Domnului ne spune prin doctorul Luca, călăuzit de Duhul Sfânt, în ziua întâi a săptămânii. Femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și au găsit trupul și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele s-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Amin. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă așezați. Vreau să vă spun un secret în premieră. Mi-am făcut ochelari de citit. Și tot un secret vă spun, l-am uitat acasă. Nu sunt obișnuit cu ei. Iubită biserică, vreau să vă mulțumim pentru invitație. Chiar dacă tradițional este o problemă de familie sărbătoarea și de Paște și de nașterea Domnului, oamenii petrec în familie astfel de sărbători, cu atât mai mult ne-am simțit onorați când am primit invitație de la dumneavoastră și ne-a făcut să ne simțim parte din familie. Amin. Mulțumim. Este, așa cum spuneam, o binecuvântare pentru noi să fim în închinare împreună a Domnului Hristos, împreună cu Cel care este viu și care trăiește în viac, împreună cu Cel care ne-a mântuit și, așa cum spunea Sorin aici, iată, ne-a adus împreună. De multe ori m-am gândit la aspectul acesta. Sunt atâți de mulți oameni pe care eu îi cunosc. Aici, în Europa, pe care niciodată nu i-aș fi întâlnit dacă nu era Hristos. Datorită Lui ne-am adunat împreună, datorită Lui ne-am cunoscut, datorită Lui ne-am format ca și trup. Este un lucru extrem, extrem de intim, să fii trup cu cineva. Vedeți, este atât de intim încât Domnul ia această imagine a trupului și o pune în dreptul căsătoriei. Și spune că cei doi, adică bărbatul și femeia, vor fi un singur trup. Și asta se întâmplă când oameni de diferite categorii sociale, diferite nivele de pregătire, de la țară, de la oraș, nu știu, înalți, mai scunzi, mai tineri, mai puțin tineri, sunt adunați împreună într-un trup. Și este o legătură atât de intimă, atât de personală, atât de profundă, încât cu oamenii ăștia pentru care nu ai simțit nimic până ieri, alaltă ieri, da? Dintr-o dată ai iubire și simți apartenență. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să ajung în mai ales în contextul României, da? Și a Europei, să ajung în adunări, în biserici, noi, pentru prima dată am fost acolo.
Și totuși, în pofida acestui lucru, când m-am ridicat sau când am stat la închinare cu ei, măi, erau frații mei, parcă îi cunoșteam de întotdeauna. Cântam aceleași cântări, ne bucuram împreună. Iar când mă ridicam să predic și spuneam ceva, oamenii ziceau, amin, slavă Domnului! Și ziceam, sunt doar un străin pentru ei. O, nu era așa. Nu era așa, pentru că ceea ce ne leagă împreună e Hristos, e harul care vine de la El. Într-o dimineață de mare praznic, iubiților, de mare, mare praznic, mă bucur că am ales să fim în casa Domnului. Pentru mine e mare durere și eu nu sunt un, adică sunt un conservator și vreau să rămân un conservator, nu legalist. Și vreau să faceți diferență între legalism și conservatorism. Noi avem responsabilitate să fim conservatori. Pentru că ceea ce ni s-a încredințat, trebuie să conservăm, să ținem, să păstrăm în autenticitate. Da? Și să dăm mai departe, așa ne învață Apostolul Pavel. Eu sunt un conservator, dar durerea pe care am simțit-o în ultima perioadă aici, în zona aceasta a lumii, da? E că cu ocazia sărbătorilor oamenii pleacă în concediu. Eu înțeleg că poate copiii au break, poate că, nu știu, avem liber de la serviciu, poate, nu știu. Dar oare n-ar fi mai bine, zic, să sacrifici poate 5% din salar și să-ți iei 3 zile libere să pleci cu copiii în Florida, decât să mergi de învierea Domnului sau de florii sau... De ce vă spun asta? Biserica, și vreau să încep de aici gândul meu, a dorit, oamenii au dorit mult prezența lui Dumnezeu. Noi am pierdut-o în Eden și niciodată nu ne-a mai fost oferită. Dar a venit într-o zi harul prin Hristos. Și oamenii au apreciat așa de mult harul acesta, încât au constituit astfel de praznic. Domnul nu ne spune să sărbătorim învierea Domnului ca și sărbătoare de genul acesta cum avem noi, ci se referă la cina Domnului, da? Și așa cum ne spune să vestim ce? Moartea Domnului, da? Domnul nu ne-a spus niciodată să sărbătorim nașterea lui Hristos. Niciodată nu ne-a spus să sărbătorim cinzecimea. Dar oamenii, pentru că au înțeles, au experimentat, au gustat frumusețea harului primit de la Domnul, au gândit că e bine. Și istoria a demonstrat și viața a demonstrat că așa a fost. Ca să avem momente de referință în viața noastră, în curgerea anilor, a lunilor, în care să ne adunăm împreună și să celebrăm. Pentru că noi putem păstra un adevăr doar dacă îl amintim, doar dacă îl susținem, doar dacă îl promovăm. O relație de familie nu poți păstra niciodată dacă tu locuiești în Canada și soția ta în România. Poți să-i trimiți bani cât vrei. Poți să-i trimiți flori, poți să-i faci ce vrei. Aia nu e relație de familie, încet, încet își va pierde gustul într-o zi, să ne imaginăm, după 30 de ani de locuit în Canada și ea în România, o să vă întâlniți față în față. Și așa, o să fie dintr-o dată doi străini. Să nu mai vorbesc de relația între părinți și copii. Părinți care au venit să facă ceva pentru copii și locuiesc aici și copiii în România și au trăit 10, 15, 20 de ani acolo, fără tata sau fără mama. Și se întâlnesc. Da, e tata, mi-a trimis bani de școală. Dar nu mai există relația aceasta. Pentru că orice relație trebuie întreținută. Chiar cu puțin, cu sacrificiu, dar trebuie întreținută. Și atunci se va vorbi despre relație. Ei, așa este cu adevărul despre învierea lui Hristos, că suntem în context. Lucrul acesta trebuie promovat, trebuie amintit. Și cum poți face mai bine acest adevăr? Să-l sădești, să-l implementezi în conștiința comună a oamenilor decât făcând astfel de întâlniri speciale cu ocazia acestor sărbători. Și da, nu e greșit să le numești sărbători, pentru că e un mare privilegiu Domnul să fie în mijlocul poporului său. Iubiților, noi sărbătorim astăzi cel mai mare eveniment al istoriei omenirii, a creației, să știți.
Învierea lui Hristos din morți pentru noi, pentru umanitate, e mai importantă decât creația în sine. Evenimentul învierii lui Hristos a despărțit istoria în două. Vorbim astăzi, sărbătorim astăzi, cel mai mare eveniment al creației. Probabil că datorită rutinei alergării, oboselilor sau foarte des... desei prezența noastră în casa lui Dumnezeu, vorbim foarte des despre Hristos, despre înviere, despre mântuire și așa, câteodată parcă lucrurile scad din importanță în ochii noștri. Suntem prea obișnuiți cu ele. Dar dacă ne oprim puțin și dacă privim la ceea ce a reprezentat trecutul și ceea ce reprezintă viitorul datorită acestui eveniment, ne prăbușim! Dacă nu era evenimentul acesta, nu puteam vorbi despre nădejde, despre speranță. Învierea lui Hristos a confirmat. Și nu vreau în dimineața aceasta să vorbesc despre subiectele acestea, pentru că nu mi-am propus neapărat. Dar învierea lui Hristos a confirmat autenticitatea întregului Vechi Testament. Se promovează astăzi că biserica, frate, nu trebuie să fie bazată pe Vechiul Testament. E adevărat, sunt legi morale, legi civile, legi sanitare. Vechiul Testament are rolul și funcția lui. Dar Vechiul Testament în întregime a fost, este un indicator spre evenimentul lui Hristos. De aceea învierea lui Iisus din morți. Și de ce mă refer la înviere? Pentru că învierea este... momentul acela din toată lucrarea lui Hristos care a adus parafa autenticității. Nu putem vorbi de înviere dacă nu vorbim de naștere. E adevărat. Și nu putem vorbi de înviere dacă nu vorbim de moarte. Dar vreau să vă spun, nașterea și lucrarea și moartea fără înviere nu reprezentau nimic. Nimic. Dar faptul că Iisus a venit și s-a născut cum s-a născut, a trăit, a învățat ce a învățat. A murit în locul nostru, zicea el, pentru păcatele norodului. Faptul că a înviat din morți a dovedit că tot ceea ce s-a întâmplat, că tot ceea ce a învățat este primit de Dumnezeu și jertfa este primită. De aceea evenimentul acesta este central în teologie, în dogmatică. Evenimentul acesta este pivotant. Probabil că frații vor vorbi zilele care urmează despre 1 Corinteni 15. Acolo Apostolul Pavel spune, dacă l-ai scos evenimentul acesta din credință, credința nu mai e nimic. Credința nu mai reprezintă nimic, e doar o religie goală, searbădă. Cântarea lor cât a fost de extraordinară și de frumoasă și pregătirea lor nu reprezintă nimic. Luați bani pentru asta? Nici măcar. Măcar dacă luați niște bani, ziceai, măi, măcar am repetat, atâția bani am făcut pe oră. Dar să faci ceva gratis, de bunăvoie, benevol, și să ajungă nicăieri, este o mare înșelăciune. Ei, învierea lui Hristos a dat valoare cântărilor. A dat valoare rugăciunilor, pune valoare pe prezența noastră în casa lui Dumnezeu. De aceea Scriptura vine și spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Păi n-am voce, frate, că sunt cocor. Da, ești cocor, dar hai la casa lui Dumnezeu, așa cum ești, căci prezența ta aici e o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia o numește nu orice jertfă, ci slujbă duhovnicească. Aleluia! E, toate lucrurile acestea și multe, multe altele au prins semnificație, greutate, valoare, pentru că Domnul a fost ridicat din moarte la viață. În dimineața aceasta, trei lucruri vreau să am pentru dumneavoastră din pasaj. Recunosc că m-am luptat cu ele și m-am luptat cu pasajul acesta, pentru că nu prea ai ce să predici de învierea Domnului decât despre înviere. Așa cum la naștere nu prea ai ce să predici decât despre naștere. Și predic eu și predică frații și an după an și eveniment după eveniment și există o uzanță. Deja lumea știe despre ce vorbim, despre piatră, despre femei care au mers, au venit și rar se întâmplă când cineva să aducă o nuanță nouă. Și
Și acesta e un aspect la care, dacă noi, ca și predicatorul, la noi mă refer, nu suntem atenți la asta, intrăm într-o rutină plicticoasă. Că se spun același lucruri. Se cântă aceeași cântare, ați auzit? Hristos a înviat din morți. Dar tot aia se cântă. Și dacă nu ai o inimă închinării, spui, în sfârșit, slavă Domnului. Dați că-mi face poză. Știți de ce mă gândeam? Când au venit, că n-am vrut să spun asta, dar pentru că a ridicat aparatul, spun. Când au fost copii aici, domnule, o grămadă de telefoane și camere. Când au venit tinerii, ori mai scăzut. Când am apărut eu, niciuna. Acum, da. O zis domnul, hai să-l mângă și pe ăsta. Da, mă bucur că suntem bucuroși în casa Domnului, așa. Da, spuneam, și m-am luptat cu lucrul acesta și m-am luptat cu ceea ce să vă aduc în această zi. Și am trei lucruri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Și chiar dacă unele le mai cunoașteți, nu e rău să ni le amintim în această zi. Înainte să vă spun primul punct, vreau să vă aduc înainte o imagine. Cei mai tineri nu prea pricep ei acum ce vă spun eu, dar cei de generația mea și până la, nu știu ce să zic, 36-37 de ani, înțeleg. Pe noi, guvernul comunist ne obliga să mergem la teatru. Știți ce e la teatru? De-aia am zis că tinerii nu prea înțeleg. Teatru pare old fashion, nu? Da, mergeam la teatru, ne obligau, aveam abonament, ne obligau să ne facem abonament să mergem la teatru. Am văzut Alice în Țara Minunilor de nu știu câte ori. Și mergeam la teatru. Și chiar dacă mai văzusem probabil piesa respectivă, ajungeam în sala aceea fastoasă cu fotolii, clima, totul era foarte opulent, eleganță și era o cortină grea căzută pe scenă. Acum noi ca și copii, ca și eram sala plină de copii, da, de la școlile generale din România, auzeam dincolo de cortină că era un foșnet, era o mișcare, se audeau vocile în surdină, se mutau probabil, nu știu, piese acolo, aranjau decorul. Și noi așteptam, oare ce se întâmplă? Oricând ne-ar fi plăcut, știi, se mai întâmpla când cineva dădea un pic cortina să se uite cine e în sală. Și atunci toți ne uitam să vedem ce-i dincolo de cortină, dar nu puteai să vezi nimic. Ei, la un moment dat, în așteptarea asta noastră, începea să se diminueze lumina și se făcea tot mai întuneric, tot mai întuneric. Dintr-o dată s-a șternea liniștea în sală. Și cortina aia grea de pe scenă, care ne-am luptat cu ea și încercam să ne imaginăm ce e dincolo, începea să se ridice în sus. Pe când ajungea sus, toată sala aia de copii era deja prinsă în lumea din scenă. Nu mai auzai vorba românească, nici musca. Erau acolo. Într-o dimineață, femeile s-au dus la mormânt. Cu gândul acesta ne spun Evangheliile, cine ne va da piatra la o parte? Și-au găsit cortina aceea dată la o parte. Și în sfârșit au putut pătrunde dincolo de ea. Acum noi știm că n-au găsit decât niște fâșii, un ștergar și niște îngeri. Dar aș vrea să pătrundeți puțin de dincolo de elementele acestea. Vorbim de un framăt al omenirii care mii și mii de ani a frământat, a dorit, a așteptat. Cuvântul Domnului ne spune, dacă vom citi, de exemplu, haideți să citim din 1 Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 10, priviți la freamătul omenirii înaintea morții lui Hristos. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Încercau să vadă dincolo de piatra aceea care stătea ca și o cortină și îți bloca accesul în lumea care se pregătea dincolo de cortină.
Aici în sală era o lume cu școală, cu teze, cu examene, cu profesori și cu elevi. Dincolo de cortină era Alice în țara minunilor. O altă lume, o lume de bazm. Ei, imaginați-vă lucrul acesta. Oamenii cu munci, cu boli, cu copii, cu familii, cu capre, cu oi, cu vaci, cu muncă de agricultură, războinii, soldați sau nu, au avut frământarea aceasta. Ce se va întâmpla când Dumnezeu va ridica cortina? Cum va arăta lumea de dincolo? Pentru noi copii era Alice în țara minunilor, dar pentru umanitate era pregătită lumea nouă a lui Dumnezeu, cu autoritatea Lui și cu slava Lui. Și Biblia ne spune că prorocii care au cunoscut pe Domnul, care vorbeau cu Domnul, care aveau relație cu El, care stăteau de vorbă cu El, care primeau de la Dumnezeu cuvânt, au zis: Stăpâne, ai milă de noi și spune-ne când se vor întâmpla lucrurile acestea. Și Scriptura ne spune: ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Le-a fost descoperit că nu pentru ei însuși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer, în care chiar și îngerii doresc să privească. Aici este vorba de o lume nouă, o lume la care ei, sfinții despre care noi vorbim și la care noi ne referim cu atâta respect, și nu e rău, dar ei au dorit să trăiască lumea ta. Ei au dorit să trăiască starea ta. Ei sunt prietenii mirelui. Tu ești mireasa lui Hristos. Ei, iubiților, această paradigmă a fost dincolo de piatra de la mormânt. Când piatra de la mormânt s-a dus, această dorință, această aspirație a fost posibilă. Cuvântul Domnului vine și ne spune în Evrei, în capitolul 10, versetul 20, când vorbește despre Hristos și jertfa Lui și preoția Lui și oficiile Lui de împărat și așa mai departe, de profet, vorbește că El, prin trupul Său, a deschis o cale nespus de bună și vie. O cale bună, o cale vie, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Iubiților, imaginați-vă scena aceasta. Mergeți cu mașina, călătoriți cu mașina pe un drum foarte îngust și plin de gropi. Am ajuns în Cernăuți la un moment dat, prin anul 2000, cred că, și în capitala, acolo, în Cernăuți, nu în capitala, că nu era capitala Ucrainei, dar în Cernăuți era capitala raionului respectiv, da? În Cernăuți am mers cu un frate cu mașina, pentru cei care știți, mașinile cu schimbător, da? Așa, n-am putut merge mai mult de viteza a doua. Era un oraș mare, 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 dublu cât Clujul, cred că, și n-ai putut să conduci cu 30 de kilometri la oră. Nu, numai bum, așa gropi erau. Nu, imaginează-ți că am venit pe un drum din ăsta și am ajuns în vamă la Suceava. Măi, oameni buni, când am ajuns în vamă la Suceava, am zis că nu o să mai vorbesc rău de România niciodată în viața mea. Era un drum negru, asfalt proaspăt, trasat, luminat, vorba lui bunicu, ca și curiaua. Ei, iubiților, despre asta ne vorbește Scriptura aici. A fost o zonă, a fost o perioadă în cât de la cădere oamenii au avut freamătul acesta: Doamne, iartă-ne, Doamne, primește-ne înapoi. Întreaga creație aștepta momentul acesta în care Dumnezeu să aducă vremurile anunțate, în care omenirea să intre din nou în grația divină. Și dintr-o dată s-a putut pătrunde dincolo de piatră. Dintr-o dată ai ajuns pe o șosea nouă, bună, vie, și ai putut să fii liber și să spui: oh, ce minunat se poate merge pe aici.
Piatra ne vorbește despre aspectul acesta. Ea a fost dată la o parte și ați auzit această zicere. Nu ca să iasă Hristos, ci ca să intrăm noi. Dar este foarte adevărată. Din punct de vedere spiritual, lumea a pășit într-o eră nouă. Lumea a pășit într-o nouă dimensiune, numită dimensiunea Harului. Slăvit să fie Domnul în veci! Acolo am văzut că Dumnezeul nostru poate face lucrurile dincolo de ceea ce noi putem înțelege. Cum au găsit fâșiile? Știți, noi vorbim că au găsit un ștergar împăturat și pus frumos și fâșiile lăsate jos. Dar vreau să vă întreb și vreau să-mi răspundeți. Credeți că fâșiile erau o grămadă de pânză? Ele erau aproximativ la 2 inci, la 2 centimetri, 3-4 centimetri și era înfășat un om de sus, așa. Cum le-au găsit ei fâșiile? Ei, vreau să înțelegeți. Probabil că ați văzut filme, probabil că ați văzut, sau în imaginația dumneavoastră, ați văzut așa o grămadă de material căzut acolo. Nu așa au fost fâșiile, frate. Fâșiile au rămas în poziția în care a fost întins Hristos. Că Iisus nu s-a desfăcut din fâșii. Iisus a ieșit prin el. Și ele au rămas întinse acolo. Exact forma aceea a mumiei. Iubiților, vreau să vă spun ceva. Lucrul acesta ne învață pe noi, fâșiile acelea, că dincolo de piatră, Dumnezeu schimbă realitățile noastre. Că noi avem așteptări și avem viața privită și înțeleasă printr-un punct de vedere lumesc, în sensul de material, logic, rațional, tangibil. Dar Dumnezeu e dincolo de ele. Dumnezeu poate face lucrurile imposibile pentru noi, posibile. Frământarea lor era, și spuneam că nu mai citesc acum, cine ne va prăvăli piatra? Și Dumnezeu din cer zâmbea. Frământarea lor era, ne vor prinde aprozii și ne vor crucifica. Și Dumnezeu zicea, măi oameni, mă, eu am planuri mari cu privire la voi. În realitatea lor limitată, ei au zis, s-a terminat, ne întoarcem acasă la Emaus. În limitarea lor, în realitatea lor limitată, au plecat la pescuit, spunând, asta e. În realitatea lui Dumnezeu, ei erau pescari de oameni. Începeau să se contureze lucrări mari, învieri din morți, mii și milioane de oameni convertiți prin ei. Dumnezeu vedea prin oamenii aceia care aveau o limitare în înțelegere, Dumnezeu vedea mii de biserici plantate. Pentru că realitatea lui nu e realitatea noastră. Și piatra ne învață că Dumnezeu poate schimba, hai să spunem, realitatea pe care noi o vedem. În realitatea lui. În realitatea lui. Un al doilea aspect pe care vreau să-l spun în dimineața aceasta. Nu numai că Domnul a dat piatra la o parte și ne-a ajutat pe noi și ne-a dat posibilitatea aceasta să pășim dincolo de piatră, într-o lume nouă, într-o lume, spun cu ghilimele, de bazm. Nu e mit, e adevărată, dar e frumoasă ca un bazm. E dulce ca un bazm. Ispirescu e prea mic, prea mic în scrierile lui, deși e un mare literat. E prea mic pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu lumea lui. Iubiților, al doilea aspect însă, Domnul nu s-a oprit la asta. Și ne spune Scriptura în versetul 4 din Luca 24, ascultați, fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați. Și vreau să prindem fraza aceasta. Ești acolo în sală și îl vezi și pe vrăjitorul din Oz, și o vezi și pe Alice și vezi toată lumea aceea, poate ați citit cartea. Și te întrebi, oare e adevărat? Oare chiar e o lume reală? Oare poate exista așa ceva? Ei, ăla este un bazm.
Dar aici, în cazul nostru, oamenii au pășit pe calea aceasta. Și dintr-o dată au auzit, păcatele pot să fie iertate. Numele poate fi scris în cartea vieții. Voi puteți fi moștenitori împreună cu sfinții a locurilor cerești. Tu de azi înainte poți să-i spui lui Dumnezeu, Tată. De azi înainte îi vei fi fiul lui. De azi înainte Dumnezeu îți spune ție, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Cine te poate smulge din mâna mea? Cuvinte care până ieri erau de neconceput. Eram morți în păcate și fără de legi. Eram prizonieri lumii vechi, conduși de gânduri, de pofte, de frământări. Orizontul nostru era prea sumbru și prea limitat. Dar ceea ce ne învață aici e faptul că Dumnezeu n-a dat doar piatră la o parte, ci Dumnezeu a dat o revelație a adevărului pentru noi. Pentru că, iubiților, fără revelația adevărului, noi suntem pierduți. Dați-mi voie să vă citesc încă o dată versetul 4. Fiindcă nu știau ce să creadă. E sau nu e? Cum e? E așa sau nu e așa? Li s-au arătat. Și aici este secretul vieții de credință. Aici este secretul intrării într-o relație autentică cu Dumnezeu. Dumnezeu nu te întreabă poți. Dumnezeu te întreabă ești interesat? Dumnezeu nu te întreabă ești în stare să fii? Dumnezeu nu spune te poți ridica la nivelul la care eu vreau? Nu! Dumnezeu zice vrei? Și dacă vrei, eu ți-te arăt! Dumnezeu te va învăța, Dumnezeu îți va vorbi! Iubiților, sunt aici în sală, eu nu vă cunosc pe toți dintre dumneavoastră, dar dacă ești aici în dimineața asta și te lupți așa între două lumi, și îți place și la biserică, îți place și cu Domnul, îți place și cu frații, dar când ai ieșit luni afară, parcă ești într-o altă lume. Aici se vorbește de rugăciune. Frații vin și spun, pune mâna pe Scriptură și tu pui mâna acasă pe Biblie și n-ai gust, te plictisești. Pentru tine rugăciunea e o chestie prostească. Să te pui pe genunchi și să te rogi la nimic. Să spui cuvinte spre nimic. Să spui cuvinte spre nimeni. Că mă, sunt de oameni serioși. Ei, vreau să spun în această zi. Nu trebuie să le înțelegi acum. Și nu trebuie să-ți placă acum, ci trebuie să vrei. Și dacă ești un căutător sincer, acolo, în taina camerei tale, la rugăciunea aia pe care acum nu ți-o explici și nu-i vezi rostul, stai înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu nu cred că Tu existi. Eu nu cred că Tu existi. Eu cred că totul e o poveste și totul e o tradiție. Creștinii zic într-un fel, musulmanii zic într-un fel, hinduiștii zic într-un fel, budiștii zic într-un fel. Pe unde să mă duc? Care e adevărul? Pentru că trăim într-o lume confuză, trăim într-o lume bombardată de informații. Se spunea dimineața aceasta, da? Că vin tot felul de informații, care mai de care mai ciudate. Și ceea ce se părea normal, nu mai e normal astăzi. Și ceea ce părea anormal, oamenii numesc normal sau încearcă. Este o presiune constantă asupra valorilor eterne. O presiune constantă asupra lucrurilor sfinte altădată și sacre. Și omul le are pe toate, în inimă, în minte, de la news-uri, de la toate internet, de peste tot. Și cu alea vine aici și spune, da, dacă nu e așa. Dar dacă nu e nimic dincolo de piatra asta, dar dacă nu e nimic dincolo, e vreau să vă spun, astea au fost frământările mele. Mai e cineva aici care a avut frământări ca mine? Hai, ridicați mâna sus! Toți ați avut și toți aveți încă. Astea au fost frământările mele, un tânăr, un adolescent, care vedeam lumea dintr-o perspectivă, fără o tradiție creștină în familie. Și am fost învățat și am trăit spunându-mi se Dumnezeu nu există, e o poveste. E invenția omului de a numi răul bine și binele rău. Omule,
ești tânăr, ai perspective, tu poți să faci ceva cu viața ta. Profa care mă pregătea în vremea aceea, profesoara mea de istorie care mă pregătea pentru facultatea de drept, când i-am spus că mă întorc la Domnul și că renunț la drept, mi-a spus, ți-ai stricat viitorul. Și normal că atunci m-am gândit, dacă are dreptate, dacă am ales greșit, dacă drumul pe care am intrat nu e corect, dacă într-o zi îmi voi da seama că sunt înșelat. Dar în frământarea aceasta, într-o noapte de 18 aprilie, Domnul mi s-a arătat. Pentru că vreau să spun în această zi, Domnul nu a dat doar piatra la o parte, spun întreaba voastră ce faceți, alegeți sau nu alegeți. Ci Domnul a venit în suportul nostru cu adevărul. Și Domnul a spus așa, dacă ești interesat, ți se va arăta. Și vreau să vă spun ceva în această zi, ascultați-mă bine toți. Predicile sunt bune, cântările sunt extraordinare și vă încurajez să le ascultați. Dar lucrurile acestea nu-ți vor da o identitate personală niciodată. Adevărata identitate ți-o dă întâlnirea personală cu Hristos. Lupta ta și lupta mea este să-L cunosc pe El. Să nu cumva să-L treci pe Dumnezeu prin filtrul logicii tale. Ascultă-mă, logica ta este prea mică pentru a-L cuprinde pe El. Eram la un curs de teologie odată, nu știu de ce trebuie să spun asta, dar vreau să vă spun. Și unul dintre profesorii noștri, fratele Thomas Kepler, era de aici din America atunci, a venit la tablă și a desenat un cerc mare, mare, așa. Și ne-a întrebat ce e asta. Și noi am spus, e un cerc, ce să fie. Apoi a venit și a luat tot așa markerul respectiv și a pus un punct mic în centru. Și a zis, da, ăsta ce-i? Și noi am spus, un punct. Ne-am gândit noi că este vreo chichiță pe acolo, pe la mijloc. Și Thomas a venit și ne-a spus așa, nu, cercul nu e cerc, cercul e Dumnezeu. Și punctul nu e punct, punctul e creierul vostru. N-are cum creierul vostru să-L cuprindă pe Dumnezeul ăla. Niciodată. Că tocmai de aceea este Dumnezeu. Dar pașii se fac prin credință, nu prin logică. Și pașii se fac nu prin vedere, ci se fac prin credință. De aceea punctul acela mic din mijlocul cercului, el se raportează la cerc prin credință că cercul e ceea ce spune că e. Iar cercul, ți se descoperă. La nivelul tău, la nivelul tău de înțelegere, la nivelul tău de pregătire, în domeniul tău, pe limba ta, pe raționamentul tău. Pentru că El știe cum să se raporteze la fiecare. Un adevăr care vreau să spun în această zi, te rog, în numele Lui Hristos, oprește-te să te mai raportezi la Dumnezeu prin logică și raționamentul tău uman limitat. Dumnezeu e dincolo de noi. Într-o zi era un bărbat care era foarte descurajat și s-a resemnat. A început viața cum n-a trebuit să o înceapă niciun copil. A început viața părăsit de mamă și de tată și dat la moarte, pus pe râu într-un sicriu de papură. Dar viața, norocul, șansa, bafta i-au surâs. Și fiica lui Faraon l-a luat și l-a înfiat. Și a crescut în palatele regale. Și ieșea la plimbare, el ca adolescent, și se uita la alții din neamul lui și le zicea, loserilor. Da. Pentru că toți munceau la cărămiz. Și toți erau murdari de lut și miroseau a transpirație. El era dat cu colonie. Era tuns, era machiat, era prinț. Și a crezut că viața îi va surâde și va merge tot așa. Însă într-o zi a pierdut tot. Și acum, după 40 de ani de la momentul pierderii, Moise stătea cu niște oi. El care altă dată dormea în pat, el care altă dată avea servitori, el care altă dată avea profesori de elită,
El care altă dată era spălat, îmbăiat, dat cu parfum de trandafiri, vopsit pe la ochi, așa cum era obiceiul vremii, acum era murdar, sărăcăcios îmbrăcat, mirosea transpirație, nemâncat și nebăut, în pustie, cu niște amărâte de oi. Un om resemnat. Un om care a zis, viața mi-a jucat feste. Însă acolo, în pustie, în resemnarea lui, într-o zi, el, cercul, i s-a arătat. Și n-a mai ajuns să dormă niciodată într-un pat al lui Faraon. Și n-a mai ajuns să mănânce niciodată la masa lui Faraon. Și n-a mai ajuns niciodată să stea pe băncile universităților din vremea aceea din Egipt. Dar a ajuns omul lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în resemnarea lui Moise, Dumnezeu s-a coborât la el. Pentru că cel care îl caută pe Dumnezeu va avea parte de arătarea lui Hristos. În Marcu ni se spune că îngerul i-a spus femeilor, eu știu că voi căutați pe Hristos, de aceea am venit să vă vorbesc. Eu știu că voi îl căutați. Mai avem un exemplu în Scriptură. Un bărbat foarte bine pregătit, un elitist al vremii, a plecat în râvna lui, în religia lui, să facă niște treburi murdare. Să-i facă să dispară pe anumiți oameni. Era un om extrem de religios, dar neiubitor de Dumnezeu. Și acolo, în erezia lui, să o numim așa, în noaptea lui, Dumnezeu îi se arată pe drumul Damascului și spune, „Au, Saule, vreau să spun ceva. Religia ta e bună, însă religia ta e goală fără mine. Eu trebuie să fiu iubirea vieții tale și nu religia ta. Eu trebuie să fiu sursa binecuvântării tale și nu poziția care o ai. Eu trebuie să fiu suportul vieții tale și nu scrisorile care le-ai primit de la alții. Autoritatea care vine de la mine e adevărata autoritate și nădejdea care vine de la mine e adevărata nădejde. Eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești. Niciodată n-a mai ajuns să fie cine a fost. Niciodată. A pierdut suportul politic, a pierdut perspectiva socială, niciodată n-a mai ajuns ce putea să ajungă dacă rămânea în Sinedriu. Dar niciodată n-ar fi ajuns ce a ajuns dacă rămânea în Sinedriu. Și vorbim astăzi despre marele Saul, Pavel, omul care a schimbat istoria, omul care a dus creștinătatea până în casa împăratului de la Roma, a cezarului, un om care a dus pe Hristos și a dat viață miilor și sutelor de mii de oameni, fiind un vas ales de Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că i s-a arătat. Când ți se arată Hristos, viața se schimbă, gustul se schimbă, perspectiva se schimbă. Pentru că în momentul în care Hristos se arată în viața unui om, drumul lui, traseul lui, nu mai este doar de 50 de ani, 40 de ani pentru o carieră fulminantă și o poziție socială aici, ci perspectiva prinde conturi dincolo. Și omul dintr-o dată zice, toate astea de 50 de ani să fiu medic, 50 de ani să fiu doctor, avocat, 50 de ani să fiu inginer, să conduc Maserati, să conduc Lamborghini, nu mai știu ce. Toate astea dintr-o dată se văd mici raportat la perspectiva eternă pe care Hristos o dă vieții tale. Dintr-o dată astea par gunoaie raportat la ceea ce oferă Hristos. De aceea lupta ar trebui să o avem noi în fiecare zi, nu să venim la adunare, deși trebuie să veniți. Nu să cântăm în cor, deși nu e rău să cântați. Nu să faceți dumneavoastră, spuneți ce vreți, ci lupta noastră ar trebui să fie să-L vedem pe El, să-L cunoaștem pe El, să ne lipim de El, să ni se arate mai mult, pentru că dependența noastră unică
îngăduită de Dumnezeu, singura adicție îngăduită de Dumnezeu în viața creștină este adicția după Dumnezeu. Spuneam odată, mi-am amintit de lucrul acesta acum de vreo 3 luni, cred că, citeam într-o carte, tot așa, la o pregătire, la un curs, nu mai știu exact ce a fost, am avut o întrebare pusă în cursul acela, care la început nu am înțeles-o, dar care în dimineața aceasta vreau să o aduc înaintea dumneavoastră. Citind despre relația pe care omul trebuie să o aibă cu Dumnezeu, autorul cursului respectiv s-a oprit și a pus o întrebare. Dacă Dumnezeu ar muri acum, tu în cât timp ai afla? Eu prima dată am avut o reacție ca voi. Păi, dar Dumnezeu nu moare. Nu asta era întrebarea. Și întrebarea avea altă nuanță. Dacă Dumnezeu ar muri acum, tu când ai afla? Păi dacă Dumnezeu e parte din tine, dacă Dumnezeu e ca și inima ta, ca și ochii tăi, ca și gura ta, ca și vorba ta, și dintr-o dată vorba ta n-ar mai fi ca lui Zaharia, n-a mai putut vorbi. Când a aflat Zaharia că nu mai poate vorbi? Peste 3 luni? În secunda următoare. Dacă Dumnezeu ar muri, tu când ai afla? De aceea, Scriptura te împinge prin acest verset 4 din Luca 24, pentru că n-au știut ce să creadă, li s-a arătat. Pentru că chiar dacă nu-ți poți explica lucrurile, chiar dacă n-au un temei logic și rațional, relația ta cu El nu poate fi perturbată de nimic și de nimeni. Eu nu pot să înțeleg de ce trebuie să cobor în groapa cu lei, dar dacă El e cu mine, eu cobor. Eu nu pot să înțeleg de ce trebuie să fiu pus în cuptorul în 57 ori de Nebucadnețar. Dar dacă trebuie, cu El, intru în cuptor. Pentru că nu contextul îmi dă mie valoare, ci prezența Lui. Pentru că nu contextul mă face să fiu cineva. Îmi iei biserica și am murit, m-am sinucis. Nu, poți să-mi iei ce vrei. Pe Dumnezeu nu poți să-mi iei și aia rămâne. El e cu mine în foamete, El e cu mine în închisoare, E cu mine în boală, E cu mine la spital, E cu mine în vreme bună și în vreme rea, E cu mine oriunde, Dumnezeu e al meu. Dumnezeu e al meu, e al meu. E al tău? Expresia aceasta, iubiților, ascultați-mă, a schimbat înțelegerea oamenilor despre Dumnezeu. Auzeau ei că Domnul a vorbit lui Samuel, că Domnul a vorbit lui Isaia, că Domnul a vorbit lui Ieremia, unul din proroci. Dar oamenii de rând nici nu puteau spera la așa ceva. Dar a venit El și a deschis calea cea nouă și vie. Și pe calea aceasta fiecare dintre noi putem avea acces liber la El și să-L cunoaștem pe El și să cunoaștem puterea învierii Lui și să ne facem asemenea vieții Lui. Se citea aici, unul din frații amintea Galateni, capitolul 2. Imposibil de acceptat așa ceva în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament Pavel a putut să spună, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aleluia! Asta nu e poveste, asta nu e religie, asta nu e doar cor, doar repetiții noi cu biserica noastră, ci asta înseamnă relație. E eu și El, eu în El și El în mine. Aleluia! E o perspectivă nouă pe care Dumnezeu a adus-o prin învierea lui Hristos din morți. Și închei în dimineața aceasta spunându-vă că Domnul n-a dat doar piatra la o parte și ne-a dat revelația adevărului. Cine spune versetul 5 așa, îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați pe Cel între cei morți, pe Cel ce este viu. Și când privești lucrurile prin această prismă pe care eu v-am spus-o în această zi, a pietrii date la o parte, a coborârii revelației pentru ei, această afirmație pentru ce cauți pe Cel ce este viu între cei morți, vine să ne facă să înțelegem că Dumnezeu ne-a arătat și modul și calea cum trebuie să umblăm aici.
Este foarte simplu. Când trebuie să iei decizii raportate la credință, te poți întreba simplu. E vie sau e moartă? Lucrul ăsta duce la viață sau duce la moarte? N-aveți, sper că n-aveți fumuri pe aici. Nu aveți fumuri, nu? Nu, ok. Nu că nu vreau să jignesc pe nimeni, că n-am treabă cu chestiile astea, dar acum vreau să vă dau exemplul ăsta. Oamenii nu se mai roagă. Fac repetiții foarte bune și sunt profesioniști. Și ascultați pe internet pe mulți dintre ei. Fac concurență cântăreților din lume. Avem cântăreți în sânul bisericilor americane și nu numai, oameni de notă, oameni de mare calibru. Dar dacă nu e ungere, e doar cântare. Și atunci oamenii pun steaguri și oamenii dau drumul la fumuri și mai unii mai lasă să cadă și pene de porumbel. Așa, e, vreau să vă spun ceva în această zi, iubiților. Ori de câte ori faci un gest de lucru, de genul acesta, trebuie să te gândești. Dacă eu pun aici unul care să-mi picure în cap pene de porumbel, mă ajută sau nu mă ajută? Nu. Atunci, dă-mi voie să spun ceva, nu face. Nu duce la viață. Dar dacă mă pun pe genunchi înainte să vin la închinare și știu că duminică trebuie să fiu la worship și am fost la repetiții și am repetat cu frații și sunt serios cu asta, dar eu știu, chiar dacă am repetat, eu trebuie să merg înaintea bisericii. Doamne, sunt un vas slab. Sunt om, am avut ispitele astea, le am, mă lupt cu asta și cu asta. Dar te rog, dincolo de repetiția mea, de pregătirea mea, de vocea care mi-ai dat-o, să fie Duhul tău peste mine, Doamne. Asta ajută? Asta ajută, frate. Pentru că, iubiților, ascultați-mă, calea pe care Domnul ne-a lăsat-o să circulăm pe ea, să mergem pe ea spre împărăție, are în fiecare zi decizii de luat. Și Domnul a zis, nu căutați pe cel ce-i viu între lucrurile moarte. Nu-l căutați, că nu o să-l găsiți. Ne luptăm între noi pe forme. Ne luptăm între noi pe tot felul de lucruri, că nu vreau să le amintesc aici. În loc să ne concentrăm pe esență. Esența este Hristos, este adevărul. Chemarea lui Dumnezeu este să cercetăm scripturile, pentru că în ele avem viață. Noi nu cercetăm scripturile, dar noi vorbim de vaccin. Noi nu ne pregătim în ce privește teologia și avem o generație, iertați-mă cei mai tineri, da? Nu, încă o dată, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar avem o generație atât de slabă teologic, care trăiesc sub amprenta aceasta atât de subțire, dar nu scrie Biblia, frate. Dar scrie Biblia să nu? Dar scrie Biblia să nu? Pe scrie Biblia să nu? Pe dați-mi voie să vă spun ceva. Biblia nu spune că trebuie să... Ce să zic? Să te scarpini în ureche. Biblia nu spune asta. Dar te scarpini dacă trebuie, nu? Pe nu putem să ne raportăm la teologie așa. Scrie sau nu scrie? Nu, nu așa trebuie să ne raportăm. Numai un om de început, un om care nu cunoaște, se raportează așa la Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în principii și principiile lui sunt neschimbătoare în curgerea anilor. Curvia e păcat, măi omule! Păi nu contează nevasta ta cu mâi sau cei cu bărbatul tău. Principiul nu se schimbă. Dar frate, dar nu scrie în Biblie că dacă soacra ta e rea, poți să divorțezi. Că nu poți să divorțezi, dar dacă soacra e rea, poți. Că nu scrie nimica. Păi dar dacă nu scrie. Dar asta nu înseamnă că poți. Faptul că nu scrie ceva acolo despre situația ta, nu specifică, nu înseamnă că se poate, ci trebuie înțelese lucrurile în ansamblu, în principiu. Biblia spune ce a unit Dumnezeu, omul să nu? Amin, pe asta scrie. E, nu mai contează cine-i soacră-ta, cine-i socru-ta, cine-i nevasta, cine-i băiatul, ce-o făcut ăla, ce-o făcut ăla. Nu mai contează, principiul e principiu. Ceea ce am vrut să vă spun, fraților, este că de multe ori și surorilor, este că de multe ori căutăm pe Hristos în lucrurile moarte și de multe ori rămânem la ele. Pavel le numește lucrurile începătoare ale credinței și tot timpul ne raportăm la ele și tot timpul vorbim numai despre ele și rămânem la faza aceea. Nu știm noi care avem dreptate și ne tot luptăm unii cu alții.
Domnul zice, vreau să vă spun ceva, sunt lucruri vii și sunt lucruri moarte. Căutați-L pe Hristos între cei vii. Amin. Și nu se referă neapărat la oameni, și între oameni. Că Biblia spune, sfinții sunt plăcerea mea, sfinții din țară sunt plăcerea mea, nu oricine. Nu pentru că zic cum zic eu, nu pentru că le place de mine, ei sunt prietenii mei, ci sfinții sunt plăcerea mea. Dar între cei vii se referă și la închinare, se referă și la scripturi. Noi nu ne putem permite, dragilor, să schimbăm scriptura după generația noastră. Ascultați-mă. Eu sunt, repet, un conservator, dar îmi place să cred că încă am mintea tânără. Și eu înțeleg și faptul că bat unii din palme. Biblia spune să bat din palme. Da? Eu înțeleg să-i cânte cu baterie și a spus-o aici în față. Dar Biblia spune despre ea. Știți că Biblia vorbește despre tobă mai mult decât despre chitară? N-a știut asta. Îmi pare rău pentru tine. Da. Dar ceea ce am vrut să vă spun este că chiar dacă avem mintea deschisă și vedem lucrurile așa cum trebuie să le vedem, iubiților, noi nu trebuie să ne obișnuim să tragem Scriptura pe calapodul nostru. Ascultați-mă, că bați la baterie sau nu bați, cânți la chitară sau nu cânți, predici sau nu predici, nu știu, tu trebuie să fii sfânt. Asta nu mai contează, asta nu se schimbă. Noi putem să spunem de mâine nu mai cântăm la baterie în biserica asta. Nu mai cântăm la baterie, e păcat, problema voastră. Dar asta nu anulează sfințirea. Și nu te face nici mai sfânt. De aceea am vrut și am ținut să vă spun lucrurile acestea. Nu căutați pe cel ce este viu între lucrurile moarte. Și dacă vreți să aveți o direcție clară și dacă vreți să alegeți bine întotdeauna, eu vă dau și o rețetă. Că Dumnezeul nostru așa a obișnuit să facă. Știi? Mama ne spunea câteodată, mergeți, aduceți apă. Și cam atâta, iarăși spun, pe vremea aceea nu curge apa în toată ziua. N-avem apă totdeauna. Și trebuia să mergem la un vecin care locuia pe stradă mai jos și de acolo să aducem apă. Băteam la poartă, bună ziua, ne lăsa să luăm niște apă. Sigur că nu avea forță pe pipe-ul ăla de apă să urce apa până la noi. Mă rog, mama zicea, mergeți, aduceți apă. Și noi ne gândeam, bine mă, dar cu fratele meu, că am un singur frate. Cu ce să aducem apă? Păi hai să luăm găleata. Dar mama, în graba ei, nu ne zicea cu ce să aducem apă. Cu cana? Noi puteam merge cu o cană. Dar știam că nu-i bine oricum. Da? Dar Domnul nu face așa. Domnul zice, alegeți lucrurile bune și alegeți lucrurile vii. Dar cum, Doamne, să știu? Că asta e problema. De unde să știu? Și Domnul spune așa, când va veni Mângăitorul, Duhul, cum îl numește? Ioan 10. Duhul adevărului. Pentru că întotdeauna Duhul călăuzește în adevăr. Duhul nu te va duce niciodată în rătăcire. Vreau să spun în această dimineață a învierii, dacă rămâi sub călăuzirea Duhului, eu îți garantez astăzi că vei ajunge în cer. Pentru că Duhul te va duce întotdeauna în adevăr. Când va veni Mângăitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. De aceea, iubită Biserica Domnului Hristos, în ziua învierii, rămâi sub călăuzirea Duhului. Hristos a plecat la cer și la dreapta lui Dumnezeu, se va întoarce într-o zi după tine, dar câtă vreme El va fi acolo, El nu lipsește de aici, pentru că este aici prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este Cel ce călăuzește, Duhul Sfânt este Cel ce învață, Duhul Sfânt este Cel ce dă lucrători în biserică și daruri duhovnicești. Este această dispensație a Duhului. De aceea, Domnul n-a dat doar piatra la o parte. Nu doar a descoperit că vrea să intre într-o relație personală cu noi, și Domnul ne-a arătat și drumul și modul în care putem să ajungem într-o zi la sfârșit cu bine. Că la sfârșit oricum vor ajunge toți, dar nu toți cu bine. Mă rog că în această zi
Dumnezeu să-și binecuvânteze biserica și Dumnezeu să întărească în credință pe căutătorul sincer de Dumnezeu, Dumnezeu să-i se descopere. Dacă sunt aici tineri, adolescenți care se luptă pentru asta și au întrebări, ascultați-mă, vorbiți cu tata, vorbiți cu mama, cu păstorii, cu cine vreți. Dar dincolo de toate astea, vorbiți cu Domnul. Acolo în camera voastră, plecați-vă pe genunchi și pune-te și te roagă și spune, Doamne, dacă Tu existi. L-am auzit pe bărbatul acela, pe fratele Dan, sau cum vrei tu să-mi spui, că nu mă interesează. L-am auzit pe ăla spunând că dacă eu te caut, Tu îmi răspunzi. Doamne, dacă Tu existi, descopere-te și mie. Eu îți garantez astăzi că dacă ești sincer și sinceră, Dumnezeu ți se va descoperi. Pentru că aici, în sala asta, și de 2000 de ani încoace, Domnul s-a descoperit tuturor celor care au venit la El. Și nimeni care n-a venit la El, care a venit la El, n-a fost scos afară. Acesta e Domnul învierii. Trăiască Domnul în veci. Amin. Give praise to God. Hallelujah! Hallelujah! Haideți să mergem după lucrurile vii, să fim martori al lui Hristos, martori vii, amin? Prin tot ce am auzit și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm în picioare, invit pe fratele Sorin să aducă mulțumire Domnului pentru această zi binecuvântată și vom încheia slujba cu rugăciunea Tatăl nostru. Poftim, poftim. Hallelujah! Glorie Domnului! Înaintea acestui Dumnezeu viu venim, Doamne. Te preamărim și îți mulțumim, Doamne, că ai înviat pentru noi toți, Doamne. Pentru toți cei ce cred în jertfa Ta, Doamne, ai mântuire și astăzi, Doamne. Dă mântuire, Doamne, în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai vorbit clar, Doamne, fiecare dintre noi. Duhul Tău cel Sfânt a fost în locul acesta, Doamne. Rămână El cu noi în continuare în viețile noastre, Doamne. Preamărit să fii, Doamne, prin încercările vieții, Doamne. Fii cu noi, Doamne. Nu vrem nimic altceva, Doamne. Știm, Doamne, că vom trece prin lucruri pe care nu le vom înțelege, Doamne. Poate pașii Tăi, Doamne, n-o să-i mai vedem câteodată, Doamne, dar Te rog, fii cu noi, Doamne. Și adu-ne aminte, Doamne, că există o dimineață de fiecare dată, Doamne. Există o dimineață a învierii, Doamne. Și gândul acesta, Doamne, să ne conducă spre veșnicie, Doamne. Rămâi cu noi și în viețile noastre în continuare și îți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru tot planul pe care îl desfășori în continuare în viețile noastre. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Vă rog să ocupați loc, Sfinții Domnului, Domnul să vă binecuvânteze.